Un studiu de impact comandat de Prime Capital garantează efectele pozitive ale proiectului imobiliar Seal District pe plan economic, urban și social. Din punct de vedere economic, Seal District va reprezenta un motor pentru mediul de afaceri local și pentru economia județului. Din studiul de impact a reieșit că în următorii 10 ani taxele și impozitele plătite la bugetul local vor ajunge la o valoare de 159 de milioane de euro. Aceste taxe și impozite duc în mod natural la dezvoltarea economiei locale și mai departe la dezvoltarea mediului de afaceri. Studiile au arătat că Seal District, doar Seal District, în termen de contribuție directă pe un interval de 10 ani, contribuție directă în bugetul local, va aduce aproximativ 160 de milioane de euro. Dincolo de această contribuție, și mai important, poate mult mai important, o reprezintă faptul că Seal District va pune la dispoziția Iașiului spații de birouri moderne, clasă A, pentru aproximativ 10.000 până la 14.000 de angajați. De asemenea, va oferi aproximativ 2.500 de locuințe moderne pentru locuitorii Iașiului. Seal District va realiza reconversia platformei industriale de la Teva din Iași, aflată în prezent într-un stadiu de degradare înaintată cu hale ruginite și terenul insalubre. Locurile de muncă de astăzi, de pe platformă, nu dispar, ele pur și simplu se relochează, activitățile de aici se relochează în spații potrivite pentru perioada în care trăim. Se poate ca astăzi să continuăm cu activități industriale în mijlocul orașului, în imediata proximitate a blocurilor de locuință. Suprafața de 10 hectare de pe calea Chișinăului va fi transformată începând cu 2020 într-un ansamblu imobiliar de ultimă generație, cu blocuri de locuințe premium, clădiri de birouri clasa A, hotel, grădiniță, clinică medicală, spații de retail și servicii de calitate și cu 49% spații verzi și de agrement, inclusiv locuri de joacă pentru copii. Termenul de finalizare a regenerării urbane Seal District este anul 2025. Aceste oportunități vor duce la retenția tinerilor și a absolvenților din universitățile ieșene și va atrage noi generații către Iași.